ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor! După ediția din anul 2023, care a fost organizată la Deva, sportivii Special Olympics, voluntari, antrenorii, părinți, membrii Lions și Leo s-au reunit în acest an la Oradea pentru a sărbători incluziunea. Jocurile Naționale Special Olympics, eveniment aflat la cea de-a 17-a ediție, a reunit peste 350 de sportivi de la 75 de fundații, asociații, școli de masă și speciale din 31 de județe și Republica Moldova, peste 170 de antrenori și membri de familie, 250 de voluntari, personal medical și staff tehnic. În perioada 17-19 mai, sportivii cu dizabilități intelectuale s-au întrecut la atletism, basket unificat, 3x3, bocce și în not. A fost un eveniment mult așteptat care confirmă buna colaborare și angajamentul Lions, misiune incluziune, prin care se dorește crearea unei lumi mai bune pentru sportivi, pentru tinerii Leo și nu numai. Un alt element important pentru acești tineri speciali a fost și faptul că medici specialiști, voluntari prezenți la eveniment au oferit consultații medicale gratuite tuturor celor care au fost prezenți și au dorit acest lucru. Dragi prieteni, vine un moment foarte emoționant. Practic este mesajul unui sportiv pentru toți sportivii din această lume. Vine din Arad, sportiv special olimpic, reprezentantul sportivilor lideri, care va rosti jurământul sportivilor special olimpic, s-o primi cum se cuvine, s-o încurajăm pe Mara Popea. Bravo, Mara! Sunt Seleș Manuel, sunt viceguvernator 1 al districtului 124 România și astăzi sunt prezent la jocurile Special Olympics, campionatul național care se desfășoară la Oradea. Aceste jocuri sunt o premieră pentru noi, pentru orădeni. Sunt o premieră în ceea ce privește și emoția pe care am trăit-o în aceste zile. Suntem în a treia zi care acumulează energii pozitive, energii din toate colțurile țării, energii care vin de la peste 350 de participanți din toată România, energii care vin și de la asociațiile, de peste 75 de asociații care sunt parte din acest proiect minunat care se numește Special Olympics România și parteneriatul pe care îl are cu districtul 124 România. Vreau să spun că este pentru a doua oară când aceste campionate naționale se desfășoară în acest parteneriat, primul fiind organizat la Deva acum 5 ani de zile, unde colegul meu, Florin Marin Ilieș, guvernatorul în funcție, a fost promotorul acestui eveniment. Am preluat ștafeta și am primit cu mândrie și cu bucurie invitația de a face aceste jocuri naționale la Oradea. Pentru mine, pentru că este prima dată când particip la asemenea competiție, este o bucurie imensă. Este o onoare și este o onoare ca noi, Lions, să putem să ajutăm la incluziune, să putem să fim alături de cei care au mai mare nevoie de noi. Știm cu toții că Lions înseamnă We Serve, și noi, Lionsii, suntem acolo unde este nevoie de noi. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru Oradea, vă mulțumim tot pentru parteneriatul pe care l-ați început cu acest district minunat. Consider că astfel de acțiuni și astfel de activități sunt cele care pot să schimbe lumea, sunt cele care pot să inspire și cred că împreună putem să facem lumea mai bună. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc cluburilor din Oradea și din Bihor care s-au mobilizat exemplar pentru această competiție. Vreau să mulțumesc sponsorilor, vreau să mulțumesc Inspectoratului Județean Școlar, vreau să mulțumesc Universității Oradea, vreau să mulțumesc Vizit Oradea, vreau să mulțumesc Primăriei Oradea, vreau să mulțumesc acelor care au făcut posibil
ca toate aceste lucruri să se întâmple, pentru că activitatea desfășurată aici a fost una complexă și este în continuare una complexă. Aș vrea să menționez cluburile implicate în mod direct și cu președinților, pentru că ei au făcut posibil ca aceste sponsorizări care au ajutat la buna desfășurare a activităților să fie posibile. Lions Club Oradea, președinte Mircea Șandor. Lions Club Oradea 22, Daniela Indig. Lions Club Alești, Neli Ilaș. Lions Club Beiuș Ștei, Dorina Popa. Și Lions Club Salonta, Patricia Ivanciuc. Împreună am făcut o echipă, împreună suntem o echipă puternică și împreună suntem gata să servim districtul 124 așa cum merită. Vă mulțumim! Suntem foarte bucuroși să ne aflăm la Oradea cu ocazia Jocurilor Naționale Special Olympics România. Suntem la cea de 17-a ediție. Ne bucurăm mult că suntem aici și că am reușit să aducem împreună peste 350 de sportivi, însoțiți de familie, antrenori, voluntari, prieteni, care s-au întrecut zilele acestea la Oradea, la atletism, bocce, înot și basket unificat, 3x3. Este cel mai mare eveniment al nostru din ultimii 5 ani. Încă nu ne vine să credem că am reușit să facem acest eveniment. Foarte mulți oameni entuziaști, foarte mulți prieteni s-au alăturat, oameni care au călătorit de la București sau din alte părți ale țării pentru a evalua medical sportivii, pentru a ne ajuta să organizăm competiția, pentru a-i premia. Evenimentul acesta s-a desfășurat neîntrerupt timp de 16 ani, iar acum, iată, după pandemie, reușim acest eveniment care ne umple pe toți de bucurie, de entuziasm, pentru că în aceste zile vedem determinarea sportivilor noștri, dorința lor de a dovedi că sunt buni, că pot face lucruri grozave, că doresc să fie văzuți și aplaudați și încurajați de toți oamenii care sunt pregătiți și deschiși să vină să-i vadă și să-i încurajeze. Am avut foarte mulți prieteni care s-au alăturat, sponsori, donatori, companii locale, dar și firme care au strâns resurse pentru a-i bucura pe sportivii Special Olympics. Menționăm partenerul nostru strategic, Lions Clubs District 124 România, care este alături de noi, partenerul evenimentului, împreună cu prietenii de la Visitor Oradea și de la Universitatea din Oradea, oameni care ne-au ajutat să organizăm evenimentul la nivel local. De asemenea, suntem foarte bucuroși să-i avem întotdeauna alături de noi pe partenerii noștri de la Hervey Sports and Fashion, partenerul nostru tehnic, pe prietenii de la compania Yves Rocher, și pe partenerii noștri media, Zeppelin și Phoenix Media. Mulțumim tuturor și sperăm ca și la anul să organizăm un eveniment cel puțin la fel de frumos ca cel de anul acesta. La acest eveniment, cei 350 de sportivi au fost evaluați medical de medici care au venit din toată țara, medici, specialiști, care s-au preocupat să identifice problemele de sănătate ale sportivilor noștri și să semnaleze eventuale urgențe sau probleme care necesită atenție. Pe parcursul a două zile, toți sportivii au trecut pe la evaluări medicale, la 6 discipline, și au primit îndrumări și prescripții pentru acasă, în care s-au descoperit probleme. Sportivii noștri au primit ochelari gratuit la disciplina Opening Eyes, au primit consult stomatologic, controlul auzului, mobilitatea organismului, promovarea sănătății și sfaturi despre cum să depășească stările de anxietate și de stres înaintea competițiilor. Am avut alături un grup de medici inimoși, dar și
voluntari foarte mulți interesați de ce se întâmplă de la Universitatea din Oradea, voluntari absolut extraordinari care au fost alături de noi timp de 3 zile. Suntem în al 5-lea an de proiect Brav și Leo, am început în 2019 și iată cu acest al 5-lea proiect în care implicăm voluntarii Leo, tinerii Leo din cluburile din rețeaua Lions Clubs, am trecut la o activitate deja mai complexă, la implicarea lor în jocuri naționale. Asta a însemnat că ei s-au implicat într-un eveniment foarte mare, cel mai mare eveniment destinat persoanelor cu dizabilități intelectuale de la noi din țară și i-am implicat timp de mai multe zile în mai multe activități. I-am implicat în sport unificat, ei au fost cu adevărat voluntari în activitățile acestea pe care le-am numit noi recreative, Fun Corner, dar au ajutat de fapt efectiv acolo unde a fost nevoie la evaluări medicale, au fost voluntari pe partea de sănătate, au ajutat la defilare, au alergat cu flacăra speranței și ajută chiar și acum la premiere. Salutare tuturor! Numele meu este Șotrocan Roberta Claudia și sunt coordonator național Special Olympics România în cadrul districtului Leo 124 România. Împreună cu Lions, de aici, de la Oradea și din întreaga țară, timp de 3 zile la Oradea am participat la Jocurile Naționale Special Olympics. Întotdeauna Leo a sprijinit această mișcare internațională, întotdeauna Leo a fost alături de copii cu dizabilități și împreună am reușit să le aducem un strop de bucurie. Am jucat bocce unificat împreună cu ei, au câștigat medalii, s-au bucurat alături de voluntarii noștri Leo și totodată am avut un fan corner cu jocuri distractive să le încarce timpul și să le deschidă inima. Voluntarii noștri s-au bucurat foarte mult să vadă acești sportivi cum interacționează și cum se împrietenesc și vin, ne iau în brațe, ne spun cât de mult ne iubesc chiar așa după câteva secunde de când ne cunosc. A fost o experiență minunată atât pentru mine cât și pentru voluntari. Ne-am bucurat toți alături de sportivii Special Olympics. Sper să mai organizăm astfel de evenimente, nu numai la Oradea, ci în toată țara. Astfel de acțiuni deschid sufletele tuturor în cadrul Fan Corner-ului. Toți sportivii au fost invitați să participe la jocuri unificate alături de voluntarii noștri Leo. Am avut standuri de tatuaje temporare specifice și cu sigla Special Olympics România, tatuaje temporare care susțin incluziunea socială, am avut jocuri, stand de face painting și, bineînțeles, de personalizare de insigne. Suntem onorați să fim în această zi aici și totodată pe parcursul celor 3 zile. Am avut implicați în jur de 107 voluntari care s-au bucurat foarte mult și ei mi-au spus mie personal că vor să se mai implice în astfel de evenimente. Mulțumim pe această cale advisorilor noștri de la Lions Club Oradea, colegiile naționale Manuel Goșdu și Mihai Eminescu și toate celelalte licee. Le mulțumim încă o dată. Și pe viitor sunt sigur și îmi doresc foarte mult să mai organizăm astfel de evenimente. Întâlnirea cu sportivii a fost foarte, foarte frumoasă, ne-am înțeles foarte bine, chiar și ei s-au simțit foarte bine, au zâmbit, ne-am bucurat împreună, am râs și unii pe alocuri chiar am jucat și anumite sporturi cu ei, cum ar fi bocce sau basket. Totodată ei au fost și la Fun Corner, unde noi ne-am ocupat foarte mulți. Am fost în jur de 50 de voluntari în zona aceea, unde ei s-au bucurat, au fost tatuaje temporare, tot felul și chiar s-au simțit bine. Și totodată și noi ne-am simțit la fel de bine. Da, ne-am făcut amintiri de neuitat, corect, alături de sportivi. Mă numesc Paerele Irina și sunt mămica unui copil cu cerințe speciale, Mereuța Leon. Am venit tocmai de la Moldova Chișinău. Reprezentăm organizația Special Olympics Moldova, Clubul Lions, champion.
Suntem foarte impresionați de cum au fost petrecute competițiile sportive la Oradea. Am fost primiți cu multă căldură, cu multă înțelegere și atenție din partea organizatorilor. Am avut emoții foarte multe frumoase, am descoperit multe răbdare, multe înțelegere și atenție din partea tuturor participanților. Ne-am făcut prieteni aici pe loc și suntem foarte mulțumiți de felul cum a avut loc toate competițiile. Sper că ne-am descurcat și ne ducem cu un bagaj plin de multe lucruri frumoase și nu numai materiale, dar și anume amintiri frumoase, impresii, emoții și mă gândesc că pe viitor vom fi invitați la așa fel de competiții la care vom participa cu multă plăcere. În prima zi am trecut o comisie medicală de analizare a stării de sănătate a copilului, da? Deci am trecut probele de ochi la probă auditivă, oculară, fitness, alimentație, minte, deci stare mentală a copilului. Deci le-am trecut împreună cu medicii de aici și de pe loc și au fost foarte răbdători și mi-au spus multe lucruri interesante care le-am aflat ceva nou pentru copilul meu. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de la Clubul Lions România pentru noi, pentru Special Olympics Moldova și Clubul Lions Champions Chișinău, că am fost invitați și pentru noi este o mare onoare această invitație și participare la acest fel de competiție. În special domnul Ilieș Florin, care ne-a invitat. Aici am făcut cunoștință cu domnul Viorel Mocanu, care ne-a ghidat în proba care noi am petrecut-o. Am venit împreună încă cu o mămică, doamna Virginia Gorea, și cu băiatul Adrian, care au luat parte la proba de înot. Noi am luat parte la proba de boce. La moment am luat locul 2 cu băiatul. Domnul Virginia, că nu cunosc, sper că și ea a luat un loc frumos. Asta este. Mulțumesc mult la toți! Sunt la Deliniță, de la Deva, la Elanja Domnul, și a fost la concurs, a făcut notul, tenis, la concurs a făcut trece la boxe, m-a plăcut la urmă medalii, am prea multe medalii și cupe, și a început la Deva, la jocul presul olimpic, România, și m-a plăcut sportul de la Deva. M-a făcut și prieteni noi pe aici. Mulțumesc! Eu știu că stic și nu pot câștiga, fiu brav în cecarea mea. Bravo. Mă numesc Dacin Florian, sunt PAS District Governor. Am fost guvernatorul districtului 124 România acum 20 de ani. Iată, vremea a trecut. În această perioadă, pe lângă celelalte activități, cluburile Lions din Oradea și-au îndreptat atenția și spre activitatea persoanelor cu dizabilități sau persoanelor cu nevoi speciale. Este pentru a doua oară când orașul Oradea găzduiește această activitate, iar astăzi sunt impresionat de numărul mare de participanți și noi, cei de la Oradea, ne-am străduit să creăm condiții ca toți cei care participă la aceste competiții să fie mulțumiți, să fie fericiți și să aibă o amintire plăcută despre orașul nostru. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Lucia Ciobanu, sunt președinte de la Asociația Down din Oradea.
Suntem foarte mândri și onorați că la noi, la Oradea, s-au ținut în anul acesta Jocurile Naționale Special Olympics și copiii și tinerii noștri au avut de învățat și să se bucure foarte, foarte mult de, și de faptul de a face sport, care este extraordinar de sănătos, știm, este un medicament, și de faptul că vor fi premiați și cu tot ce ține de o competiție. Mulțumim Special Olympic că s-au gândit la noi, se gândesc mereu la toți și rezultatele sunt minunate. Bună ziua, sunt Anca Mercea și sunt coordonatorul Centrului de Zi Sfânta Maria Cluj. Și astăzi suntem aici cu o echipă de 6 sportivi. Suntem foarte fericiți că după 5 ani de zile s-au reluat Jocurile Naționale Special Olympics. Noi participăm din 2004 și avem cu noi 3 veterani, care vă dați seama de 20 de ani participă în competiții. Le mulțumim, mulțumim Fundației Special Olympics pentru toată dăruirea și toate competițiile la care noi am putut să participăm de-a lungul anilor și faptul că ei sunt singura organizație din România care realizează și organizează și au antrenamente și competiții pentru persoane cu dizabilități intelectuale este fantastic pentru că le dă șansa la o viață normală și a face sport ca și ceilalți și a ajunge la un nivel de performanță extraordinar. Le mulțumim încă o dată și vreau să menționez faptul că nu se opresc doar aici, nu se oprește colaborarea doar la jocuri, la competiții, ci Special Olympics prin domnișoara Osian Roxana au în fiecare săptămână antrenamente de basket cu persoanele cu dizabilități intelectuale. Le îi felicităm și le mulțumim încă o dată. Și participarea la analizele de sănătate este un lucru extraordinar pentru că de fiecare dată, dacă, de exemplu, se descoperă probleme de sănătate, atunci sunt semnalate și noi le putem transmite mai departe aparținătorilor, pentru că sănătatea lor este foarte importantă și întotdeauna dânsii lucrează cu specialiști și, în plus, au mai primit și ochelari, care știți dumneavoastră cât sunt de scumpi. Deci le mulțumim și pentru partea asta de sănătate. Bună ziua! Numele meu este Mircea Șandor și momentan sunt președintele clubului Lions Oradea. Alături de Districtul 124 România și de Fundația Special Olympics am contribuit la organizarea acestor jocuri, acestor campionate naționale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și ne bucurăm că am putut face acest lucru la Oradea. Doresc să mulțumesc în mod special celor care ne-au sprijinit din cadrul autorităților locale, Primăria Oradea, Universitatea Oradea, prin rectorul Universității, domnul profesor abilitat Constantin Bugău. Vrem să mulțumim de asemenea sponsorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Jandarmeriei Bihor, pentru tot sprijinul acordat. Vă mulțumesc și mult succes în continuare acestor jocuri pentru persoane cu dizabilități intelectuale. Suntem la Oradea, la Jocurile Naționale Special Olympics 2024. Am venit să demonstrăm că sportul unește toate abilitățile, că sportivii noștri bravi se întrec cu ei înșiși. Am venit să dezvoltăm parteneriatul cu Lions Club District 124 România. După 5 ani, după primele jocuri organizate împreună la Deva, suntem la Oradea și ne bucurăm de sprijinul Lions Club 124 România și Lions Club Oradea. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestor jocuri, prietenilor de la Universitatea din Oradea, unde ne aflăm și unde s-au desfășurat competițiile, tuturor sponsorilor care au susținut organizarea competiției. Am organizat competiții la bocce, la atletism, la not și la basket unificat. Am avut sportivi din 31 de județe din țară și din județul Bihor. 350 de sportivi care s-au bucurat timp de 3 zile, s-au bucurat să facă sport, să-și revadă prietenii și să participe la evaluările medicale, pentru care le mulțumim tuturor medicilor, studenților, asistenților medicali care au desfășurate evaluările medicale la 6 discipline. Mulțumim de asemenea Inspectoratului Județean Bihor, care a oferit gratuit cazarea și masa sportivilor veniți din țară.
Da, mă numesc Mariana Timofte, sunt profesor la Școala Profesională Specială numărul 3 din București. Am o activitate de 44 de ani, dintre care 38 sunt în cadrul învățământului special, copiii cu dizabilități intelectuale. Și participam la Jocurile Naționale Special Olympics din promoția 2008. Ce pot să spun, m-am bucurat foarte tare că s-a reluat acest fir al acestor competiții extraordinare, pentru că din 2019, când au fost la DEVA, iată-te, ne vedem acum, în 2024, după 5 ani, aici, în minunatul dumneavoastră oraș, care m-a impresionat extraordinar de mult prin tot, nu numai construcții, ci și oamenii. Activitatea desfășurată cu acești copii, acești tineri, adulți, de fapt, mi-a produs foarte multe satisfacții. Nu știu cât i-am învățat eu pe ei, dar categoric eu am învățat foarte multe de la ei. Pentru ei, aceste manifestări sportive reprezintă o activitate deosebit de importantă, cu beneficii fantastice în formarea personalităților, în drumul lor de integrare socială și nu numai. Ce pot să vă spun, aici la Oradea lucrurile s-au desfășurat în condiții foarte bune și copiii s-au bucurat de aprecierea oficialităților de aici, din zonă și nu numai. Consider că acum cred că toți se îndreaptă cu gândurile către următoarea ediție a Jocurilor Naționale, care sperăm să fie peste un an de zile. Bună ziua, numele meu este Alin Săftel, sunt lector universitar la UNEFS București și colaborez cu Special Olympics încă de pe vremea când eram student la master în anul întâi din 2012. La Jocurile Naționale de la Oradea m-am ocupat de disciplina basket 3x3. A fost prima ediție când jocul de basket 3x3 unificat și-a făcut apariția la Jocurile Naționale. De asemenea, tot cu sportivii Special Olympics am participat cu ei la Jocurile Mondiale de la Berlin de anul trecut, unde am reușit să luăm locul al treilea. La Oradea a fost o competiție foarte interesantă din punctul meu de vedere. Am avut 9 echipe care s-au luptat pentru medalii pe 3 grupe valorice. Am avut meciuri foarte strânse, unde am avut și prelungiri. Copiii au fost pregătiți foarte bine, neașteptat de bine și sper că această disciplină se va dezvolta din ce în ce mai mult la Special Olympics, pentru că este una dintre puține discipline unde nu avem regulamentul adaptat, iar copiii pot face față la fel ca și sportivii de mare anvergură. Special Olympics pentru invitație și că mi-a dat șansa să coordonez basket 3x3 și tuturor sponsorilor care au luat parte la buna desfășurare a acestei competiții. Mulțumesc! Mă numesc Florin Oteliță, reprezint Clubul Sportiv Integrat Bacău. Astăzi la Oradea, la Jocurile Special Olympics la Oradea, suntem aici cu echipa noastră care reprezintă Bacăul la jocul de bocce, un joc nou în România care în rândul persoanelor cu dizabilități prezintă un mare interes. Spre surprinderea noastră au o bucurie deosebită în a practica acest joc, care este un joc de îndemânare și în același timp dezvoltă abilități intelectuale foarte, foarte bune, în același timp și de îndemânare. Suntem bucuroși pentru ei că au prins foarte repede jocul acesta. Simțim bucuria lor tot timpul
când practică acest joc, sunt foarte bucuroși când facem antrenamente specifice cu jocul ăsta. Sperăm să îl implementăm în rândul lor în un număr cât mai mare de sportivi și să ne prezentăm la concursuri unde își pot arăta abilitățile sportive. Numele meu este Roxana Osian, sunt director de programe la Fundația Special Olympics România, iar în cadrul Jocurilor Naționale Special Olympics de la Oradea am coordonat competiția de natație care s-a desfășurat la bazinul acoperit Crișu. La competiția de natație au participat 60 de sportivi din toată țara care s-au întrecut la probe de liber, bras, fluture și spate, procedeele de 25, 50 și pentru prima dată ne-am bucurat să avem participanți și la probe mai lungi de 100 de metri. Pentru noi este o bucurie foarte mare să întâlnim sportivi de aici, de pe plan local, pe care doar prin intermediul unor astfel de evenimente sportive reușim să îi cunoaștem. Astfel ne-am făcut noi prieteni, notătorii sportivi Special Olympics, pe care sperăm să îi reîntâlnim la alte evenimente sportive. Pentru ei înseamnă un moment în care își arată abilitățile pe care le-au dobândit de-a lungul antrenamentelor. Înseamnă un moment de emoție pentru că reușesc să concureze, unii dintre ei să își depășească chiar performanțele personale și cred că totuși momentul de bucurie cel mai mare este cel al premierii, pentru că așa cum știm la Special Olympics, fiecare sportiv participant urcă pe podium, este medaliat și aplaudat pentru performanța lui. Ne bucurăm în mod deosebit de prezența domnului Mihai Neșu la această festivitate de premiere. Dânsul este un om special care a venit să premieze niște sportivi speciali și pentru noi este un moment de mare emoție. A fost o surpriză. Nu am știut și cu atât mai mult bucuria noastră și sunt sigură bucuria sportivilor, a antrenorilor lor, a părinților va fi la fel de mare. Sunt jocuri mondiale de iarnă, Special Olympics, anul viitor, corect, da, în Italia. Noi ne pregătim deja de 4 ani pentru această participare. Lotul este acum în formare și poate pe viitor, acum căci cunoaștem mai bine sportivii din Oradea, să luăm în considerare participări la evenimente internaționale, dar să știți că în urmă cu mai mulți ani, de exemplu la Jocurile Europene din Polonia din 2010, a participat o echipă de sportive Special Olympics de la școala Bococi atunci la tenis de masă. Deci avem participări internaționale și desigur Ioana Elena Ciobanu, mesager global internațional care a luat parte la multe evenimente sportive și non-sportive. Am avut o echipă de bocce la Jocurile Mondiale din China din 2007, din Shanghai, tot din Oradea. Sunt doar câteva exemple și desigur ne dorim ca și pe viitor astfel de sportivi din Oradea să participe la competiții internaționale. Acest eveniment a fost organizat cu multă pricepere de Fundația Special Olympics România în colaborare cu autoritățile locale din Oradea, cu cluburile Lions din Oradea, cu implicarea membrilor Leo din acest oraș, ce au venit voluntari pe parcursul a 3 zile și care au dat dovadă de multă empatie, implicare și dăruire. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!